Bun găsit din nou liber la vorbe. În momentul când facem înregistrarea acestei emisiuni, vă spun sincer, nu știu exact când o vom difuza, dar încă sunt personal sub euforia calificării României la campionatul european din Germania la fotbal, dar asta este o altă poveste pe care o vom avea timp să o discutăm probabil pe parcursul începutului de an 2024. Până atunci mai abordăm alte subiecte legate de zona noastră locală. Nu înainte de a preciza că emisiunea Liber la Vorbe este realizată cu sprijinul celor de la Mi Vivienda de la Madrid din Spania, cu firma ProSport din Chicago, Illinois, Statele Unite, și cu restaurantul Divine din Petroșani, cel care ne asigură bunăstarea acestei mese aici la studioul JT Studio din Mihai Viteazu, trec, cum îmi place mie să spun, Petroșani, România, la parter. Bun, să trecem cu imaginea pe invitații mei de astăzi, pe care îi salut de la stânga mea la dreapta, Bogdan Tomuș. Bine a revenit, Bogdan. Bosul de la știință, nu? Așa e, bine zis? Club sportiv, universitar, știință, Petroșani, director. Da. Mă, dar de ce nu președinte? Că niciodată n-am priceput. Președintele în cadrul clubului este domnul rector. Da, să trăiți. Lângă el se află Bruce Lee. Bruce Lee, așa e porecla acestui puști în vârstă de 8 ani. Este Vlad Oloșutean, care alături de antrenorul său, Mihai Bombu, formează sau completează o secție de arte marțiale a clubului știința cu taekwondo, ITF. O să ne explice domnul cei că noi am zis că nu ne băgăm. Categoric. Și mă bucur că vă aflați aici, mai ales că veniți după, de fapt, ăsta este și motivul pentru care v-am chemat, după niște succese de nivel balcanic, regional aici la noi, dar niște succese aduse în panoplia echipei știința Petroșani. Domnul Bombu, explicați-ne cum a apărut sau în ce context v-ați lipit lângă știința Petroșani cu această taekwondo ITF. ITF, da. Să încep așa, discuțiile au început de la începutul anului 2023, mai exact de prin luna martie, în care ne-am gândit la o colaborare cu știința. Ne-am gândit, noastră fiind cine? O entitate separată, o persoană privată? Noi suntem o asociație sportivă, Asociația Sportivă Lupideva, și printr-un contract de colaborare, acum colaborăm cu Clubul Știința Petroșan și, nu e corect să spun, luptăm pentru dâns și concurăm. Și concurăm, cum zic. Așa. Concurăm sub numele de Știința Lupideva. Știința Lupideva? Da. Bun. Care e aportul dumneavoastră? De ce s-au lipit? De ce ați luat? Cum îi ajutați? Ce vreți de la ei? Pe noi cunoaștem, pe Mihai îl cunoaștem de mai mult timp. El a dezvoltat această parte de taekwondo ITF la Deva și unde am fost invitați când s-a desfășurat Cupa Cetății și am rămas plăcut impresionat că sala polivalentă din Deva era arhiplină de copii. Începând de la vârste de 4-5 ani, cred că aveau foarte mici, până pe la 17 ani, cred că. Până la 14. Sau 14. De la 4 ani la 14. Dar polivalenta era plină, arhiplină, mi-a plăcut și atunci am zis să facem o colaborare, mai ales că în cadrul clubului noi avem și partea de taekwondo vete, care e considerat sport olimpic. Și am zis să fie și taekwondo ITF, și taekwondo vete, orice sport VT este cu W. O să ne explice domnul diferența între ele. Da. După ce se termină, Bogdan. Da. Și pe lângă secția de rugby, care este veche, am zis de ce să nu vină și alții. Bun. Taekwondo VT, aflăm astăzi taekwondo ITF. Ia explicați-le, care sunt diferențele unui sport? Sunt două federații separate. Așa. Una este World Taekwondo, iar celălalt este International Taekwondo Federation. Vorbiți la nivel internațional. Exact. Da. Iar noi, ca și Federația Română de Taekwondo ITF, suntem afiliați la ITF, International Taekwondo Federation. Celălalt sport VT este sport olimpic. Acum, la momentul actual, știu doar că au început discuții ca și ITF-ul să intre în partea olimpică. Dar ca tehnici sau diferențe? Este diferit. Între rugby, nu, între fotbalul american și fotbalul soccer sunt ceva diferențe. Așa și aici, sunt diferențe.
sunt diferențe și la partea de tehnică, sunt diferențe și la partea de luptă și la toate probele este diferit. Bun. Nu știu cum stați cu competițiile naționale sau în ce context ați fost ceva, cum zicea Adem Rădulescu, un BD, ce vă recomandă? Ce vă recomanda să mergeți la Balcaniadă? Păi la Balcaniadă, cum am zis, în urma competițiilor din țară, vorbesc de campionatul național de copii, campionatul Cupa României, exact. Și de acolo, cu identitate, să spunem. Exact. Da? Cupele care au fost organizate la noi în țară și de acolo, bineînțeles, cu acordul federației, am putut să ne prezentăm în Slovenia la Cupa Balcanică, ediția a doua. Prima ediție a fost organizată anul trecut de către Federația Română de Taekwondo ITF la Sibiu. Noi am început de anul trecut. Anul acesta a fost în Slovenia, iar la anul ne vom duce în Bulgaria. Bun. O să intrăm în detalii despre competiția din Slovenia. Domnul Vlad Oloșutean, da? 8 ani. Ia spune-ne, unde vezi, la ce școală, cum stai, de unde până unde te-a apropiat de sportul ăsta și nu de altul? Eu, la vârsta de 4 ani, am apucat să fac taekwondo. Așa. Dar unde ai văzut tu chestia? Ți-e spun copiii Bruce Lee, nu? Sau cum? Da. De ce? L-ai văzut pe Bruce Lee? Da. Pe bune, pe filme de-astea vechi, pe casete erau. Da. Așa, ți-a plăcut de el? Da. Dar nu-ți plac de ăștia, Van Damme de ăștia, nu-ți place? Nu. Nu-ți place? Așa, bun, zic cu Bruce Lee. Jackie Chan, parcă și ăsta era cu de-astea. Așa, spune. Și la prima mea competiție din Deva... Puțin mai tare, dacă vrei, că... La așa, bravo. La prima mea competiție din Deva am luat locul întâi la spargeri, la sărituri și la luptă locul 2. Da. Puteți completa ceva în sensul ăsta, sau... Da, el a început de mic și acum țin minte, tatălui și bunicului l-au adus în fața unde locuiesc eu. Și mi-a zis dacă le iau la sală. Le-am văzut un copil agil, așa. Așa, da. Era stânga, dreapta și am zis, haide să începem o pregătire. Am început pregătirea cu el, am organizat prima ediție a Cupei Cetății în 2020 și am zis, hai să vedem ce poate. Ce era încrezător, zicea, eu fac, eu merg, hai, vă rog, băgați-mă și mine. Și am zis, hai să-l bag în competiție. L-am înscris atunci la 3 probe, doua a ieșit campion, la proba de luptă a ieșit vicecampion. Bă, că te uiți așa la el, zici că de ăsta de patinaj, de da. Filatelist, cu da. Timbrele. Păi aici, asta ce vorbeam cu dumneavoastră înainte de emisiune, nu promovăm lupta, nu promovăm nimic ce este agresiv. Este cu totul diferit. Ceea ce facem noi. Toți practicanții de taekwondo sunt diferiți, adică eu zic că sunt diferiți. Sigur că nouă celor din exterior ne apare altfel chestia asta. Da. Bă, numai bătaie, cafteală. Dar și la voi cafteală la rugby. Să vă spun, de exemplu, latura asta de artă marțială care se predă în cluburi este diferită. Da. Învățăm să ne comportăm, învățăm să fim o echipă, învățăm să ne comportăm la școală, în familie, peste tot. De aceea avem contractul sau protocolul de colaborare cu universitatea, încât să le arătăm lor de mici ce au de făcut mai departe. Pentru că, din punctul meu de vedere, pe mine nu mă interesează ca acest copil acum doar să-mi aducă medalii. Pentru că la un moment dat voi vorbi despre el a fost campion. Pe mine mă interesează ce el este peste 10 ani. Să știu că nu este la un colț de stradă, nu este într-un bar sau mai știu eu pe unde. Știu sau la calculator. Vreau altceva de la acești copii. Peste 10 ani să fiu mândru, eu ca antrenor să zic, da, uite, a ieșit ceva. Ce clasă e? A doua, nu? Acum a doua, da. A doua. Bun. Bogdane, cum ați îmbrățișat asta? Domnul rector, că știu că e deschis la sporturile astea. Cum da, domnul rector nu a avut nicio problemă. A fost deschis. Președintele, ca să spun, da, vorbim sportiv acum. Nu a avut nicio problemă. A fost și este deschis. Ținând cont că suntem totuși un club universitar, denotă că încercăm să luăm studenții de mici, să-i crește. Bună. Era colație așa, da, care discret. La un moment dat, poate mulți dintre ei vor veni și vor face o școală.
asta. Cum au fost și alții pe vremuri și au terminat școala la universitate sau sus în de la institut. Până la ce vârstă se poate duce în vârf de performanță la nivelul ăsta de sport? De exemplu, în momentul în care îi solicităm foarte mult, ei undeva la 15 ani se consumă. Aoleu, eu mă gândeam 30, acolo, nu. Puțin, puțin. Depinde foarte păi mult. Cum e invers ca la fotbal și ca la handbal. Haideți să vă spun, te duci depinde foarte mult. Și după aia începi, să, după 20 de ani devii sportiv. Da, depinde foarte mult cum îi pregătești și ce vrei de la ei. Eu aș vrea, de exemplu, ei să înceapă de la 13 ani pe partea competițională, mai mult. Da, da, da. Acum încerc să le arăt și latura asta de arte marțiale, să le arăt ce ar trebui să facă. De aceea noi pentru anul avem foarte, foarte multe planuri, așa să zic, sau proiecte cu Universitatea din Petroșani, în care ei, de mici, să-i aduc să petreacă timp în campus universitar, să vadă altceva decât televizor, internet și... Apropo de televizor, dacă la alte sporturi, mai ales astea cu mingea, rugby, handball, volei, basket, fotbal, bineînțeles, există o amplă mediatizare și omul vede, se inspiră. Copiii, bă, vreau să ajung ca Hagi, ca Messi, ca nu știu care, de pe la handball, Cristina Neagu, fetele. Ei, de unde? El, de exemplu, unde vede la televizor chestii de astea? Te uiți undeva? Nu, deocamdată nu. Nu sunt competiții, adică... Sunt competiții. Vorba, avem canale de sport. Sunt, cum să zic asta? Adică numai faptul că Bumbu-i arată sau știe el de Bruce Lee, dar altundeva ca deschidere mediatică. Știți cum e? Poate nu e important. Porecla asta de Bruce Lee vine din... de la antrenamentele din sală. Da, am înțeles. Vinea lupta, adică lupta, s-a antrenat atât de mult încât am zis, bă, a fost așa de moment. Bă, Bruce Lee, vină un car. Și de atunci toată lumea Bruce Lee, inclusiv în competiții și acum în Slovenia, în ultimul meci în finală, în ultimul meci în finală a luptat cu un slovac, am înțeles că e fiul lui Thomas Barada. Cine era și un Thomas pic, Barada, nu știu. Thomas, e bine. Așa. Da. Și era și cu un cap mai mare ca el și toată lumea de acolo, părinții lui, colegii lui de club, strigau Bruce Lee, hai Bruce Lee, hai Bruce. Și s-au adunat cluburile, antrenorii de la cluburile din România și cu sportivi de acolo și făcea, cine e Bruce Lee? La care maică s-a zice, fiul meu. Ok, și atunci toți au început să scandeze, hai Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. Deși a fost un meci foarte, foarte strâns. Vorbiți-ne despre, avem și niște fotografii și a unei fete, am înțeles că au reușit o performanță. Două fete, da. Așa, despre ea vorbiți. Fântână Aileen. A participat Aileen la... Fântână, da? Da. A participat la două probe, la proba de speed kick, este viteză, lovește într-un aparat cu piciorul la viteză, acolo a luat locul 2, vicecampioană balcanică, iar la proba de luptă, la vârsta ei și categoria, a luat locul 1, campioană balcanică. Dar îi se dau și ceva premii în bani sau întreb și eu? Nu. Deocamdată, cum să zic, partea asta nu este atât de... nu sunt atât de implicați. Am înțeles. De ce este Aileen Fântână? Are câți ani? 8 ani. 8 ani? 9 ani. Mai mare cu un an ca tine, un nu? An, da. Da. 9 ani. Cum și te înțelegi cu ea? Bine. Bine? Foarte bine. Ești piticul echipei, nu? Mai sunt. Mai sunt. Și mai mici. Deci tu ești boier. Da. De la... Deci ea este Aileen, care practică acest sport de un timp, probabil, și ea. Practică și ea, da, de 4 ani de zile. Și e în o speranță. Da. Următoarea. Ea este Gianina Procopiuc. Ceva mai mare, nu? Mai mare. Ea 14 ani, cât să aibă? Nu, are 12 ani și a intrat la Cupa Balcanică, a intrat la categoria de 12-14 ani. Deci este campioană balcanică. Da. Domnul Bogdan, aveți-o? Reprezentantă. La proba de tehnică, este proba de tehnică cel mai înalt nivel de la noi din... sau cum să zic așa, din sportul care îl practicăm, partea de tul, și a ieșit campioană balcanică. Da. Așa, și după aceea mai avem pe domnul
Vlad de Loșetean, dar cred că poza lui nu se prea vedea. Păi l-avem aici. L-avem aici, l-am aici l-am adus live, că am zis este că multiplă campioană națională. Mi-a plăcut tot să fie, dar nu încăpem la masă, avem atâtea bucate, atâtea pahare. Exact. La Cupa Cetății a luat loc întâi. La... Ea este din Deva, nu? Da. De fapt, toți sunt din Deva. Nu, ea este din Ilia, face naveta. Unde? Din Ilia. A, mă rog, e face naveta, practică taekwondo, oină, fotbal, vreo 5 sporturi. Bravo, ei. Și tu te-ai undeva? El da. Cum te joci cu copii? Ce faci tu așa în timpul liber? Te joci cu copii cu trotineta electrică, cu dalea? Nu, mai mult stau. Mai mult stai? Da. Te odihnești că te chinuie domnul Bombo, nu? De câte ori faceți antrenamente cu ei? De luni până vineri. De luni până vineri. Sau cum e când e acolo, de sâmbătă până luni, da. Ca așa fac oamenii buni. De luni până vineri avem 4 grupe noi în tot clubul, la ora actuală suntem 80. Ce a simțit acolo în Slovenia, în orașul, îmi scapă, cum îi zice? Noi am fost cazați într-o stațiune, Terme Olimpia. Așa, la Terme Olimpia. Terme Olimpia. Când ați văzut totuși că sunt peste 900 de sportivi au fost, 530 de sportivi. Au fost 11 țări. Ca și suporteri, antrenori, arbitrii, am depășit 1000 de persoane. E o nebunie, o să-i spun Bogdan, eu am fost astă primăvară într-un oraș la 70 de kilometri de Madrid, Guadalajara se numește. Am specificat să nu confundați cu ăla din Mexic. Da. Mexicanii și-au copiat numele în timp după spaniol, evident. Și am fost acolo la competiție de karate, un campionat mondial de karate, unde a fost Miruna Mălăuță, sportiva lui Radu Polifronie. Dom'le, e o nebunie acolo. Când am intrat în sala aia, am crezut că nu înțelegeam nimic. Eu, da, știu, obișnuit sportul, două echipe, piste acolo, în stânga, în dreapta, arbitrii, nu, categorii, nu mai știam, oameni, dar ce e aici? Bă, și să înțelegea oamenii între ei. Așa se desfășoară. O să te rog să-mi dai două ziare din alea. La anul vom avea și în Petroșani multe activități. O să dăm, cum se zice, o să inaugurăm cu protocolul cu Universitatea printr-o competiție universitară cu Clubul de la Știința Baia Mare. Uitați, v-a făcut o surpriză în ziarul de astăzi. Aveți din partea autorului. Da, vă mulțumesc. O pagină aproape numai cu dumneavoastră și cu juniorele la handball. Foarte, avem două echipe bune de handball. Da. Și la Vulcan și la Petroșani. Deci puștoaice de astea de 13-14 ani. Uite, copii avem. Că, sunt. Vedeți, am și scris aici, încă mai există pasiune. Da. Cât de cât sunt niște profesori, niște antrenori care, na. Aici v-am pus așa în capul, vi l-am tăiat ca să fie deasupra tuturor. Da. Bun. Am înțeles. Bogdan, hai să schimbăm puțin subiectul. Știința Petroșani rugby, ce fac, ce mai face echipa? Ca și clasament, un an mai slăbuț. A fost un an mai slăbuț la rugby 15. La rugby 15, pentru că e greu cu Superliga. Ia explică-ne, nu, nici cum nu merge. E greu. E al doilea an când suntem toți în Superliga. Este destul de greu. N-am control pe timp. Este foarte dificil. Acum mai avem două meciuri, s-au terminat meciurile din a doua fază a grupelor, două meciuri de clasament pentru locurile 9-12. În data de 2 decembrie vin colegii de la Galați. Sperăm să nu fie vremea rea. Da. Ultima etapă. Deplasare care a fost la Iași, cumplit. A plouat, a nins, terenul foarte greu. Mult și faptul că a fost frig. La rugby în 7, anul acesta, în urma primei competiții care a durat două zile pe terenul de la Grivița, din București, unde s-au împărțit cele 14 echipe în prima și a doua ligă de rugby în 7, noi ne-am clasat în prima ligă, am jucat turneele și ne-am clasat la sfârșit pe locul 4. Deci ăsta e finalul de an, cum ar fi, nu? Finalul de an, da. Echipa este în reconstrucție. Avem la ultimul meci care a fost la Iași, în teren au fost 6 copii care nu au 19 ani. Tot din de aici, din Vale?
Nu sunt. Am încheiat un protocol cu Rugby Club Băicoi. Băieții de la Băicoi, acolo există o pepinieră bună. Interesant că îi aduceți lângă voi, da? Ei de la Deva, da, de arte marțiale, băieții ăștia la rugby de la Băicoi. Bine. Da, e bine. Cum ți se pare mixul ăsta între echipele puternice din fosta Superligă și voi din Divizia Națională, reuniți acum sub numele Divizia Națională? E foarte, foarte greu. Unde s-au simțit diferențele, nu? Diferențele, în primul rând, se simt la partea de valoare, care are puterea financiară mai mare, normal, că își permite să iei jucători. Dar cum fac? Au salariile alea în valută sau cum e la ei? Nu i-am întrebat niciodată, dar oricum au salarii mult mai mari și sunt ajutați. Ca baze sportive nu sunt diferențele mari de la unii la alții. Aia, pe Arcul de Triunf, acolo, unde joacă echipele din București. Arcul, nu, că Steaua și Dinamo nu joacă acolo? Nu joacă, mâine seară o să fie meciul între Steaua și Dinamo, se va discuta pe Ghencea, pe terenul de fotbal. Mâine seară, adică să spunem data de 23. Data de 23. Noi nu știu când difuzăm emisiunea. Se va disputa și... Nu au. Arcul de Triunf nu aparține deocamdată de Federația Română. Agrează o ruptură din nou între... echipele astea puternice. Urmează să avem o ședință în data de 12 decembrie, unde se va trage linie și după cum se aude, s-ar dori iar despărțirea celor în două divizii. Păi și atunci cum ar fi? 8 și 8 sau 4 și 4? Că nici nu mai știu câte sunt. Depinde, 10 echipe acum. Acum suntem 14-15, că a intrat și Rapidul de la mijlocul sezonului, dar nu a punctat. Nu punctează, da. Da, și... Dacă ne uităm în urmă, sunt cei de la Arad care ar dori să revină înapoi și cei de la Alba Iulia. Am înțeles. Și atunci ar fi 17 echipe. Da. Deci agreați ruptura. Da, da, da. Este foarte dificil. Revenim la frumosul sport. ITF, ce se mai ITF? Taekwondo. Federația Internațională de Taekwondo. Da, deci ei m-au luat un fel, da, numele lor. ITF, da. Care anul ăsta mai faceți ceva? Da, mai avem competiția, de exemplu, în acest weekend la Târgu Mureș este adunarea generală a Federației Române Taekwondo ITF și Open Cupa Jaguar, la care voi participa doar eu ca arbitru, iar în 2 decembrie avem examene de grad în sală, iar pe 8-10 decembrie Cupa Transilvaniei la Cluj, ultima competiție din acest an. Memorialul Ghiuri Maja. Bun. Competiții internaționale, la anul ați spus una dintre ele. Deci la anul avem una, 100% este campionatul balcanic, Cupa Balcanică, după aceea avem două cupe care sunt în Ungaria, la Budapesta se vor desfășura și sper să fim prezenți. Avem niște seminarii internaționale la care vrem să participăm, inclusiv la seminarul de parte de tehnică de luptă cu Thomas Barada în Slovenia, la Maribor. Uh-huh. Și să vedem ce mai apare pe calendarul competițiilor pentru anul viitor. Apropo de faptul că anul ăsta Știința Petroșani a împlinit 75 de ani de existență, atât din punct de vedere ca și instituție de învățământ, cât și ca factor, ca și identitate sportivă. Cum mai stați cu secțiile acum? Deci rugby-ul care, mă rog, cireașa de pe tort, urmează... Cele două secții de taekwondo, vete și ITF. La una fiind domnul Moldovan. Da, și la una este Mihai Pumbu. Cel prezent de față. Da, și mai este secția de schi, care din... În combinație cu Clubul Sportiv Școlar sunteți? Da, da, da. Dar din păcate și lipsa zăpezii și a competițiilor nu au foarte multe participări. Da. Deci aveți ceva spus de asta? Uite, Gabi ne-a făcut o surpriză, el e foarte bun căutător. Merge pe subiectul nostru, aude și caută. Cred că asta e la acolo? Festivitatea de deschidere din Slovenia, da. O, ce frumos! Unde sunteți voi? Chiar acolo. Ia uite, pe la micul. Da, și celălalt. Totuși pe Ailin, totuși pe Porosniu. Este unul mai mic.
Cum te înțelegi cu copiii ăștia, cu colegii tăi? Bine. Bine? Suntem o echipă. N-are stare, uite, tai. Dacă te pun acum aici, faci o de aia de taekwondo, așa-i? Noi de 4 ani de zile avem și... Aici este la Trofeul Lupilor. Da. În sală, cu echipa... Am avut invitat echipa Pantera Neagră Petrușani. A, cu Lascău. Cu Lascău, că eu nu da. Lascău, dar el a fost apropo, cu el. Apropo, știu că ați avut... ți-a fost elev sau așa ceva. Da. Sau ați lucrat împreună, nu? Nu știu exact cum să formulez. Haide să... Așa, în 96 eu am trecut de la karate shotokan, am trecut la taekwondo. Așa, că el ăla era cu karate shotokan. Da. Cu... După aceea m-am apucat de taekwondo în cadrul unității militare de vânători de munte. Am lucrat aici. Uh-huh. În 97 am participat cu o echipă la campionatul de la Baia Mare, unde am ieșit campion național la spargere atunci. În 98 am organizat primul campionat național în Valea Jiului. Da. Atunci în 98. Am și scris asta în ziar. Da. În 2000 a fost adunarea generală a Federației unde s-au pus a Uniunii Române Taekwondo ITF, unde s-au pus bazele Federației. Explică-mi un pic ce înseamnă Terme, Olimia și Pocetrec, ce înseamnă? Terme, Olimia a fost locul unde s-a desfășurat, da? Și Pocetrec este localitatea. Ah, da. Bun. Am este înțeles. Localitatea. Deci acolo avem așa un loc 2. 1. Nu, dar pe 2 cine-i? O altă țară? Da. Da? Și pe 3 două fete din alte țări. Da. Republica... Nu știu, steagul acolo. Ceh. Cehia, da. Da. Care e atmosfera așa între sportivi la o astfel de competiție? Să știți că este o atmosferă de prietenie. Noi am, anul acesta, de exemplu, domnul Bogdan știe că a fost cu noi la Cluj, am avut primul antrenament al prieteniei cu colegul de la Cluj, cu Master Mureșan Alexandru, 8 de ani. Este director Federației Române Taekwondo ITF. Și... Am avut un antrenament al prieteniei în care copiii au socializat, au învățat despre protocolul taekwondo, despre istoria taekwondo. În protocolul taekwondo acolo le spunem cum ne comportăm noi cu ei, cum se comportă ei, asta e de pe... Când veneam de la Cluj sau mergeam la Cluj. Da, uite-mă acolo. Acolo. Da. Avem, dacă vedeți, și mai mici de 4 am ani. Am văzut ăla micul acolo, în stânga. Sunt. Frumoasă atmosferă, nu? Eu zic că da. Unde mergeți la anul? În Bulgaria? Da. Bogdan, mergem cu ei, nu? Da. Chiar unde? M-aș ruga să veniți. Unde? În ce încă, loc? Unde? Încă nu știm. Acum știți. Vom afla la Bulgaria, adunarea mică. Generală, vom afla exact orașul unde se va ține. Da, da. La când? În ce perioadă? Va fi septembrie, parcă. Fim sănătoși. Da. Deci aia e singura competiție internațională de la anul. Sunt mai multe, mai dar multe? Aia vom merge 100%. Iar aia fiind ce? Campionat european sau ce? Cupa Balcanică. Tot Cupa Balcanică. Cupa Balcanică. Da, ediția 3. Într-o altă țară. Da. Bun. Aici, după cum vedeți, nu se bate nimeni. Nu, suntem, nu. Da. Aici chiar s-a predat latura de artă marțială din taekwondo, unde copiii au învățat și altceva, că trebuie să fie prieteni. Asta este... o secvență din Trofeul Lupilor, competiția de la Deva. Ei trebuie să fie prieteni, ei trebuie să se înțeleagă. E normal că în competiție e concurent, e adversarul meu, dar momentul când s-a terminat, am ieșit de pe suprafață, despre acolo suntem prieteni. Asta mi se pare o chestie sau o normalitate, dacă vreți, absolut. La nivelul oricărui sport. Absolut. Nu ne... Dar în momentul când am ieșit de acolo... Suntem oameni, suntem prieteni, povestim, socializăm, schimbă, ei schimbă. Știți unde am avut sentimentul ăsta? Eu merg de vreo câțiva ani împreună cu echipa de, Bogdan știe, de Old Boys, știința la handball, la un campionat mondial care se organizează în același loc, într-un oraș foarte frumos din Croația, Omiș se numește, și acolo am văzut această stare. Am văzut dincolo de încrâncenarea, mă rog, la... Vă dați seama că sportivi peste 35 de ani au altă mentalitate deja. Dar dincolo de încrâncenarea și de prieteni, dansează împreună la masă, seara, absolut. E ceva superb. Asta înseamnă, de fapt, adevăratul sport. Da. E
exact. Nu, nu-și poartă ură, ei și după ce, în momentul în care s-a terminat competiția, de da. Concurat, am intrat, e bag. În momentul când s-a terminat, s-a zis stop, este gata, ei își dau mâna unii cu alții, își salută. Ia uite, ce asta? Asta este o activitate la de la 1 iunie, împreună la cu... Casa de Cultură Drăgan Muntean, acolo, nu? Parcă. Da. Împreună cu Pantera Neagră. Da, l-am văzut pe la Scău. La Scău, l-avem acolo lângă mine pe domnul Cristian Popa de la Călan. Am fost da, în jur da. De, cred că 100, mai, am depășit 100 de sportivi, mai sunt și în spate. A, și afară s-a ținut. Afară, că văd pista, exact. Asta pista, văd ăsta de tatami. Am dus tatami acolo în față și a fost un antrenament demonstrativ. Ați avut și noroc de vreme bună, da. Că putea să plouă. A fost un antrenament demonstrativ în care lumea să vadă de fapt ce facem noi acolo. Cam asta ar fi. Da. Mai vrei să ne spui ceva? Nu. Cânti ceva, o poezie? Nu. Nu le e? Ce-ți place mă chiar la școală? Ce materie? Matematică. Oh. Se potrivește cu sportul ăsta? Da, pentru cam că da. Înainte de toate școala este foarte importantă. Da. Bogdan, ai ultimul cuvânt în calitate de boss. Lasă-mă că îmi place asta cu boss. La științei. Noi în club toți suntem la egalitate, indiferent. Și Ștefan Usăr, cum s-a adaptat ca antrenor principal? Că el cine? Vine... Antrenorul. A, la rugby. Ștefan Usăr, bine, nu? Da. Ok. Bine, da. Mergem cu toți în competiție. Fac o paranteză, am văzut ultima echipă la științei, în meciul de la... Unde ați avut acolo? La Iași? Sau unde? La Iași am avut. Nu apare Răzvan Barbu. Da, nu a putut să lipsească de la muncă. Ah, deci legat de asta. Deci nu din alte cauze. Păi de aia și întreb, că fratele lui a șucat, a și punctat, da. Dacă nu mă înșel. Da, și el nu a putut să facă deplasarea. Nu a fost niciun meci care ar fi contat la clasament, indiferent de rezultat. Am înțeles. Chiar dacă câștigam noi... Nu ne clasam superior, decât încurcam puțin pe cei de la Iași, că ei mai au o etapă cu Bârlatul în weekendul acesta. Bun. Domnul Bumbu, Mihai, dragă, fiindcă v-ați integrat recent în acest frumos și de tradiție club de nivel național, da. Știința Petroșani, îți ofer, uite, o carte scoasă de mine recent, cu istoria echipei, toate sporturile sunt acolo. Tu știi despre ce e vorba. Și acolo să sperăm că la o viitoare ediție a cărții va apărea și chestia asta, Taekwondo ITF, ca să o integrăm, ca să spun așa, în marele circuit al acestui frumos club numit Știința Petroșani. Bogdan, Vlad Bruce Lee, Mihai, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Am toată convingerea că colaborarea noastră va merge foarte bine și vă spun și de ce. În momentul în care eu sunt la Petroșani, sunt pe domnul Bogdan, sunt pe domnul director, s-am avut o discuție cu domnul rector, niciodată nu a fost nu. Tot timpul să zic, hai să căutăm soluții, hai să vedem cum o rezolvăm. Mm-hmm. În momentul ăla îmi dă așa o... un curaj, o putere să încep să muncesc pentru ei, pentru că ala e important. Ce pot să fac eu pentru ei? Ca ei să aducă rezultate și să fie ceea ce îmi doresc eu de la ei. Încă o dată mulțumesc pentru prezență și îți mulțumesc. La mulți ani pentru 2024. La mulți ani. La mulți ani. Îți mulțumesc.